În urmă cu două săptămâni, în această stație de autobuz din centrul municipiului Pitești, un polițist local a fost lovit de un tânăr de 19 ani. A căzut cu capul de asfalt, iar după două săptămâni de comă a murit în spital. Tânărul se află acum în arestul poliției, iar polițistul local va fi înmormântat joi. Colegii lui de la Poliția Locală Pitești au aprins astăzi candele și au pus flori în locul unde bărbatul i-a atras atenția tânărului pentru că spărsese o sticlă în stradă. Ne aflăm în locul unde colegul meu, în urmă cu o săptămână și un pic, a fost lovit de acel tânăr. Lovitura s-a dovedit a fi, din păcate, fatală. Este o zi neagră pentru noi. Suntem devastați, nu ne mai găsim cuvintele. Nu credeam că se va întâmpla așa ceva, mai ales că în ultimul timp credeam că va fi bine. Dar, din păcate, ieri dimineață, colegul nostru s-a trezit. Pentru ce ați venit astăzi aici? Să aducem un ultim omagiu. Am depus o lumânare, ceva flori, măcar atât, să îi păstrăm amintirea vie și Dumnezeu să-l ierte. Colegii care lucrau zi de zi cu polițistul mort spun că le este teamă pentru viața lor. Daniel Constantin fusese în urmă cu o zi în tură cu cel ucis. Spune că avea un dar anume să aplaneze conflicte, dar nu s-ar fi gândit niciodată că acest lucru îi va aduce sfârșitul. Asta este și o componentă a muncii noastre. În primul rând să aplanăm starea conflictuală, după care, în funcție de eveniment, să aplicăm legea. Un om nemaipomenit de asta a făcut și a luat măsura în ultimele clipe până să termine serviciu, de asta a și făcut gestul de a atrage atenție celor trei indivizi și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Efectiv a atras atenție. În urmă cu o săptămână, reprezentanții polițiștilor locali din întreaga țară au venit la Pitești în semn de protest pentru ceea ce i s-a întâmplat colegului lor, dar și față de politicienii care s-au opus ca dotările poliției locale să fie similare cu cele ale poliției naționale. Și formarea altarului de astăzi se înscrie în susținerea acestei solicitări.